Astăzi am creat cel mai OP din Minecraft și s-a întâmplat asta. Vă salut pe toți și bine v-a regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi, ei bine, după cum ați văzut și din titlu, voi face cel mai OP arc din Minecraft. Ei bine, poate vă întrebați cum voi face eu acest lucru, deoarece nu ați auzit de niciun update, nu știți de niciun arc, dar în momentul următoare o să vă arăt, dar nu înainte de toate, vă spun să vă abonați, să dați un like, m-ar ajuta foarte mult și să dați și un share. Înainte de toate vreau să vă spun că acesta este un datapack, dacă vreți să-l încercați, o să vă las un link în descriere. Și hai în primul rând să vă arăt, m-am pus aici lângă mansion, deoarece o să distrugem mansion-ul. E bine, ca să faceți acest arc, veți avea nevoie de un arc, bineînțeles, un bloc de netherite, block of netherite, și de această lanternă, de acest felinar, de soul. Și dacă vă întrebați cum îl fac, e bine, dacă vă puteți uita aici, nu merge niciun fel așa. Poate vă întrebați cum aș putea să-l fac, trebuie să le punem, uitați așa, să aveți grijă că o să vă spargă urechile, cred. Și cam așa apare. Și trebuie să urmărim ăsta unde se duce, pentru că acolo va pica arcul. Ok, aici a picat. S-aude un sunet, după cum puteți observa și auzi. S-a întunecat aici în raza acestui arc. Acum l-am luat. Și după cum puteți vedea, am primit un boost. Un speed boost. Stai, unde dau? Aici. Aba, nu, stai să mă pun pe survival. Uitați aici, e speed-ul. Și hai să vă arăt prima oară cum funcționează. Are 3 skill-uri, o să vi le prezint pe ecran. Și prima oară, ca un arm normal, vreau să vă arăt prima oară cum trageți cu arcul normal. Se duce așa. Hai totuși să trag în această oaie. După cum puteți vedea, a murit instant. Și s-a creat aici un de-asta. Hai să dăm totuși cu creeper unde e aici. A murit instant, nici nu s-a spart aici. Și da. Trecem la al doilea skill, în care, după cum ați putut vedea, acest lucru, acest cerc, țintă, cum s-ar spune, trebuie să ținem shift și să tragem. Și hai să vă arăt ce se va întâmpla dacă vom face chestia asta. Luăm țintă copacul acesta și hai să tragem în el. Mamă, cum s-a făcut, după cum puteți vedea, a luat totul foc, copacul a dispărut. Ia să vedem dacă găsim un creeper, ca să vedem și când explodează creeperul și când explodează acest lucru, că mi se pare că explodează ambele. Dar nu găsesc un creeper. Hai să pun. Aba, nu uitați-l aici. Perfect. Hai să tragem în el. Mamă, și copacul meu s-a distrus tot după treilea skill, a treia putere. Dacă apăsați F. Stai, nu merge? Asta e că trebuie să am ăsta în mână. Ok, deci dacă apăsați F, trebuie să aveți arcul în mână. Vă va teleporta într-un loc. După cum puteți vedea, ați primit și slowness. Și da, vă teleportează cam la 10 blocuri distanță, parcă. Hai să tragem în ăsta, în creeper. Cu shift-ul apăsat, avem ținta aici. Și hai să vedem ce o să iasă. Mamă, cum a luat foc toată partea asta. Hai să vedem în interior dacă s-a spart ceva. Și acum hai să încercăm să batem și dragonul.
Bam. Mamă, cum se duce toată asta, cât arazare să distrugă, e prea OP arcul ăsta. Deci dacă vreți și voi data pack-ul, aveți acolo în descriere, vă las un link și să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest data pack. Mie mi se pare interesant, hai că nu mai sparg. Deci cam atât, v-am prezentat data pack-ul, este un data pack interesant, puteți să vi-l băgați și voi la voi pe serie, pe server sau să vă jucați tot așa cum am jucat eu. Și cam atât. Sper că v-a plăcut, voi a fost Rafael, pa, pa!